lui Iisus Hristos. Aleluia. N-aș vrea să întristez pe fratele păstor, dar dacă fratele nostru Ghiță Boroș a fost atacat, ca să spun, pentru că noi de multe ori nu sunt boli simple. Așa că ne mai bolnăvim din când în când. Vin atacuri. Pentru că avem pe cineva împotrivă. Și nu merită să-i spunem nici numele. Și dacă dânsul a fost lovit la nivel de trup, aș vrea să spun că fratele Toni a fost lovit la nivel de duh. Și când am auzit că nu vine, o să-ți dea cu tati. Să nu faci cumva, să nu te duci tu. Pentru că ăștia sunt oamenii lui Dumnezeu. Aleluia! Du-te cu puterea care o ai, pentru că lângă tine va veni unul care are o putere mai mare ca toți. Și de două zile maica mea este foarte întristată. Cei care mă cunosc știe ce fel de mama am, cu care am slujit împreună lui Dumnezeu de 17 ani. Ei și-au dat casa efectiv lui Dumnezeu, nu numai la figurat, dar și la propriu. Și deasupra, undeva, noi avem cum este adunarea dumneavoastră așa. Și spune odaia de sus. Și în fiecare lună, când noi avem invitați această soră, și-a pus viața înaintea lui Dumnezeu. Și cu atâtea boli pe care ea le are, face mâncare pentru frați, dar nu oricum, cu bucurie. Și de ieri a fost sugerată de către un medic să meargă pentru că este suspectă de ceva și lucrurile nu sunt așa bune și un pic tristă. Și a spus, Doamne, mergeți, că poate este cancer. Tatăl meu la ora 3, că vorbeam cu sora fratelui nostru Ion, la ora 3 noaptea s-a trezit și a avut parte de un blocaj. Să fie cu iertare că sunt în fața ambonului, nu a mai putut să meargă pentru el. Și a spus, dragul tati, de la ora 3 până la ora 6:30, 7, îmi veneau tot felul de gânduri. Dar cum vei ajunge la sondă? În cel mai fericit caz, că-și poți să faci un blocaj renal. Fratele meu a fost sus că pentru de lecții la orgă la copilul meu de ceva timp și eram jos, m-am rugat cu soția mea, mergeam la ei pentru că stăm în aceeași curte și începeam să mă îmbărbătesc. Mamă, să nu-ți fie frică, pentru că Hristos este în controlul lucrurilor. Nu se întâmplă numai ce vrea El să se întâmple și știți, mă bucur că Dumnezeu lucrează când într-un fel de altul. Cântările acestea, care eu le-am cântat cu alea, am început și cu alea, m-am pocăit. Și vreau să mă pocăiesc continuu înaintea lui Dumnezeu. Pentru că n-aș rata cerul pentru nimic în lume. Am lăsat lucrurile care erau altădată, că atunci era doar cântare, cântam. Când voi mă știți de mult, pentru că zicea Dumnealui, te cunosc de mult. Dar bine vorbind, ca o prorocie, ne cunoaște Domnul mai mult decât m-a cunoscut Dumnealui pe un internet sau pe un YouTube. Atunci eram un cântăreț. Am luat hotărârea din 2018 să fiu cântărețul Domnului și am renunțat la nunți. Care le cântam fraților și mergeam în partea Radului. Nu era fratele Daniel Dinescu, că nu era la credință atunci. Eram doar eu, fratele Șurubel și era fratele Nelu Harap. Dar am văzut și m-am cercetat inima. Și am văzut lucrurile care mă despărțau. Și am luat hotărâri noi de atunci și vreau să le țin până vine El. Aleluia! Firea cu firea și Duhul cu Duhul. Amin! Spunea soția mea, poate sunt vreo 2-3 slabi în biserică, tu am auzit mărturisând lucrul ăsta, poate să vor potigni, zic, și care e problema? Să potignește de un păcat care a fost aruncat în marea uitării, că eu iertare am primit-o de la Iisus. Aleluia!
ci continui să mă duc în slujire așa. Și astăzi am cântat cântările care cu o chitară cântam. De 17 ani am început rugarea aceasta, cântam împreună cu mama mea, cu sora mea, cu toți la cercurile noastre de rugăciune. Și să cobora Duhul Sfânt peste noi. Și eu știu că Duhul Sfânt nu ne părăsește. Duhul Sfânt părăsește pe un om care practică păcatul, care se complace cu păcatul, că o să vedem și mai târziu ce Duhul Sfânt cuvinte mi-a dat. Și mă gândeam la lucrul acesta în inima mea. În Romani 3, cu 23 și cu 24, cuvântul Domnului ne spune așa, titlul este iertarea prin credință. Nu cumva prin vreun fapt. Că eu sunt Toni de la Alba, sau că dumitale ai vreun nume, sau că dumitale ești cineva, nu cumva după alea, dacă ai un nume, o rampă, te iartă Dumnezeu că tu ești cineva. Cuvântul spune iertarea primii. Și cine este credința noastră? Iisus! Căci toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu și sunt socotiți neprihăniți, fără plată, prin harul Său, prin răscumpărarea care este în Hristos Iisus. Aleluia! Unsul Iisus. Iertarea aceasta a fost arătată ție, odată pentru totdeauna. Spunea o soră care avea o mărturie atât de minunată, spunea, am ajuns undeva la o mormântare, era oameni din lume, omul acela era, trebuia să fie îngropat cu popa. Și știți că în momentul când ajungi acolo unde sunt oamenii aceia, îi numesc în felul următor, Dumnezeu să-L ierte. Și zice, sora, pentru că m-am pocăit și nu cred în lucrul acesta, în iertarea după moarte, eu nu cred, zice sora, eu m-am dus și am zis, bună ziua. Dar nu a răspuns nimeni. Auzi, frate Liviu. S-a dus și a zis, bună ziua, și a trecut și a zis, nu au zis. Pentru că ei erau obișnuiți să spună, Dumnezeu să-L ierte. Dar noi credem în iertarea aia după moarte? Acum, dacă ai făcut ceva, te rogi lui Dumnezeu, te căiești. Nu mai practici lucrul acela și Dumnezeu te iartă. Un singur lucru nu iertat. Gula împotriva Duhului Sfânt. Și n-ai vrea să fii afectat de lucrul acela. Mulți confundă gula împotriva prorocului sau gula împotriva oamenilor lui Dumnezeu cu gula împotriva Duhului Sfânt. Totuși, că ești foarte aproape, când spui de un om al lui Dumnezeu, ești aproape să vulești și pe Duhul Sfânt. Unii nu înțeleg, și asta o să vorbim dacă Dumnezeu și Duhul Sfânt mai gândesc să mai ajung în mijlocul dumneavoastră. Și cred că... Știți că în vremea lui Moise, în legile care erau date, s-aduceau tot felul de slujbe, tot felul de jertfe. S-aduceau turturii, s-aduceau mielușele ca să se ispășească păcatul și să fie iertat. Așa li s-au spus, ei așa au făcut. Pentru că Dumnezeu este viu și sfânt. Amin. Și totdeauna, din Vechiul Testament, o să dea o șansă omului. Dumnezeul acesta, când vine la tine, vrea să vină cu iertare, cu o soluție. El nu vine direct să te acuze, să te lovească. Vedeți dacă faci ceva neregulă, te prinde un organ de poliție, ce spune? Pentru sentința care pentru tu ce ai făcut, ești încadrat în legea cu tare și cu tare. Și ai de ispășit, dacă nu-i caz penal, următoarea pedeapsă. Sau amendă, sau așa mai departe. Vedeți că de multe ori vine înaintea păstorului și pentru fapta care ai făcut-o, ai furat, ai mințit, ai făcut, tu trebuie să stai la disciplină. Atât și atât. Pentru că biserica fără rânduială e fără Dumnezeu. Amin? Amin! Dar este unul aici care tu ai venit cu păcatul tău și te știe. Părinții tăi sunt la credință, dar viața ta este distrusă, departe de cer. Și în momentul când tu vii înaintea Lui aici,
Și El suprem se uită peste tine. Știi ce spune? Bine, veniți. Dar pe mine mă interesează ce faci de mâine. Cu viața ta. Pentru că eu vreau să-ți dau soluții. Vreau să te ajut. Aleluia. Să poți scăpa. Vedem mai sus un pic, în 21 chiar a început, dar acum s-a arătat o neprihănire pe care o dă Dumnezeu fără lege. Despre ea mărturisesc legea și prorocii, și acum întreb, este valabilă? Aleluia. Dacă au mărturisit legea și prorocii, este valabilă. Amin. Neprihănirea aceasta este arătată de Dumnezeu. Hristos a venit pe pământul acesta cu toată dragostea posibilă care a avut-o pentru noi. A văzut aceste legi, soluțiile care le dădea Dumnezeu oamenilor și oamenii turnau spatele. Moise spune-le așa, pentru răzvrătire, aia să facă, îi voi lovi așa, pentru lucrurile astea le voi lovi așa, pentru că erau legile date. Dar a venit Iisus, văzând soluțiile lui Dumnezeu, le-a trăit El prima dată. Le-a împlinit El, le-a acceptat El ca Fiul de Dumnezeu și a dus spre desăvârșire. Și știți ce ne-a dat? De este adunare de cât timp aici în satul dumneavoastră? De 12 ani. Și poate probabil mai mult decât atât. La Alba Iulia de 46 de ani. Aleluia! În frații de la Griș, mai mult poate. Pentru că El a venit să desăvârșească mai mult și mai mult să arete. Și acesta este harul Lui. Aleluia, mărit! Prin ce suntem mântuiți? Ce ne-a arătat Iisus când a venit prima dată la noi? Haideți să verificăm, să ne uităm din toată inima, din tot sufletul nostru, în Ioan 15 cu 12. Cei care au în Sfânta Scriptură poate să urmărească și mie face cea mai mare bucurie lucrul acesta. Și pentru că nu trecem așa rapid, pentru că noi avem răbdare, prima dată m-a învățat un frate vârstă și a spus, dragul tati, dacă e scris acolo sus, înainte de versetul titlu, tu citește, dragul tati. Că de aia e scris în Sfintele Scripturii. Nu putem să trecem așa rapid, hai gata, aici mai este o țâră, gata, să gata, am plecat. Și cuvântul știe ce spune? Dragostea frățească. Aleluia! Aceasta este porunca mea. Să vă iubiți unii pe alții. Cum, Doamne? Cum v-am iubit eu. Și Domnul Iisus, care este trandafirul din Saron, aleluia! Care este crinul din vale, a venit cu o iubire autentică și plină, plină, plină de ea care s-a arătat în toată plinătatea și a murit pe cruce. Aleluia. Și dacă titlul care l-am citit este iertarea pe credință, astăzi m-am gândit la un cu titlu care să-l lipesc de acest titlu, iertarea prin credință. Și acum aș vrea să ne uităm, să ne orientăm cu toții la crucea Domnului. Și-aș vrea să spun iertarea de la crucea iubirii. Aleluia! Iertarea de la crucea iubirii. Da, da. Care El s-a dat pe sine. Care a fost niște demersuri. Și în locul Lui trebuia să fiu eu și tu. Și totdeauna uitam când spune păstorul lucrul acesta. Așa e, Doamne, rămânem doar la atât. Pentru că dacă ai aprofundat lucrul acesta, că tu trebuia să fii în locul Domnului Iisus. Te-ai căit. Ai suferit. Ai fi plin de recunoștință. Ce a făcut Domnul Slavei pentru mine și pentru tine. Și primul punct, știi la ce m-am gândit? Fratele Toni, fratele Liviu, fratele bătrân, și toți frații și toate surorile. Primul lucru, m-am gândit, acoperiți prin această jertfă.
acoperiți prin această jertfă. Vinovăția care noi am avut parte de ea a fost dată la o parte. Așa. Și voi vedeți în momentul când s-a rupt acea perdeaua. S-a rupt acea perdeaua. Și Dumnezeu a zis, toate soluțiile le-am dat. Am căutat să umblu cu ei, dar ei m-au părăsit, închinându-se la idol și închinându-se la Dumnezei străini. Și acum va merge fiul meu să le mai dau o soluție, să le mai arăt iubirea care o am, dragostea care o am. Și prin jertfa aceasta ai fost absolvit de toată vina și acoperit. Văzmântul tău este alt din apa botezului. Din momentul în care l-ai primit pe Domnul Iisus. Și acum îți voi da un semn de întrebare. Știți, semnul de întrebare este semnul de punctuație care se pune la urma întrebării. Ce faci cu viața ta? E un semn de întrebare și aș vrea să-l dau fraților. Mă leg tot de fratele meu, spune. Spunea de pocăință, zice. El a spus la el în casă, martor este fratele Liviu. Deci de 20 de ani, de 30 de ani, noi am ajuns-o la nivelul ăla că ne pocăim, ne pocăim, ne pocăim. Pe ce înseamnă asta? Noi ne-am pocăit când l-am primit pe Domnul Iisus Hristos și pasul următor, nivelul următor, este sfințirea noastră, voia lui Dumnezeu, în fiecare zi, amin? Amin! Sfințească-se numele Tău. Domnul Sfânt. Dar tu și eu, cu clevetirea, cu iubirea de sine, cu nepăsarea, sunt bolile grave care nu mai le salvează nimic decât Duhul Sfânt. De atâtea ori ne-a vorbit Domnul și nevoie și în seara zilei de astăzi, încă suntem în 31.1.2024, să ne amintească Duhul Sfânt. Oare la voia întâmplării, fratele Toni s-a rugat cu lacrimi și a spus, Doamne, vorbește adunării de la Sfânt. Aleluia! Ăsta-i cuvântul pentru noi. Dragostea aceasta, veritabilă, zice, ce? Nu este mai mare dragoste decât să-și dea viața pentru prietenii săi. Și-a dat-o Iisus. Amin. Tu cum iubești fratele din lângă tine? Tu ce dragoste arăți? Cuvinte? Pentru că de la gură poate să spună toată lumea. De la gură că dacă ești credincios, tot omul poate să spună. Am găsit un om din lume și primul lucru, eu le știam lucrurile astea și am zâmbit, că am zis soției mele, să vezi ce răspuns îmi va da. Spus ăsta, ăsta, ăsta. Când ne-am dus și zic, auzi, dumitale, n-ai vrea să-L urmezi pe Iisus? Auzi, drag, eu n-am dat în cap la nimeni. M-am tras cu ochiul, am zis, prima, am zis, am nemerit-o. N-am spart casa lui nimeni și n-am omorât pe nimeni. Eu ortodox sunt, ortodox mă duc în grob. Și vedeți și eu, un om, ce greșit poate fi când zice că judecata finală este a lui Dumnezeu. Tu n-ai voie să dai sentințe. Tu n-ai voie să te pui judecător pentru că este unul mai mare ca Dumnezeu. El și-a dat sentința. Dar zic, dumitale, știi ce sentință ți-ai dat? M-a făcut ocoș. Zice, mamă, ocoș, zice, multe știi, la câți ani ai? Păi zic, 38 de ani. Vai, că a crezut că ai 60. Zic, dumitale, poți să mă jegnești la nesfârșit. Dar eu spun adevărul Sfânt al lui Dumnezeu. Există după moarte o veșnicie. Și dacă nu-L vei accepta pe Hristos, va fi cea mai mare o sândă și zic, sentință care va fi la moarte. Cu El. S-au aruncat în afară cu de întunericul și scârșirea dinților. Oare dacă am închide noi becul aici, s-ar mai vedea un cu om? A venit lumina care este Iisus, acceptă lumina ta, să nu fie lumina târziu. Și lucrul acesta în care cred că și fratele nostru scump, păstor, este de acord. Lucrul acesta doi, menținerea credinței, deci ce am primit înainte, credința prin Iisus, noi trebuie să o menținem la un foc continuu, cum ziceau oamenii. Bă, să nu scădem cumva. Noi ținem în continuul
Și știți primul punct care este că tu menții dragostea aceasta și credința aceasta în inima ta. Este cina Domnului. Osana! Dacă ni s-a arătat harul acesta prin jertfă, dacă a venit Iisus și prin moartea Lui noi avem parte de cer, spune ori de câte ori faceți lucrul acesta, faceți fred și asta ține o continuitate a vieții tale de creștini. Dar dă-mi voie să spun că am auzit și ca diacon în adunare, lauda să fie toată a Domnului, am auzit că auze și mă trimitea păstorul, zice, du-te tot întreabă, este a doua oară, care n-au la cina. Și zice, ce s-a întâmplat, sor? Am luat deoparte. Păi frate, știi ce? Așa unde m-am uitat pe noră, zice, așa cred m-a fost de ea, zice, eu zic, una aia face alta. Zice, soră, cu toată dragostea. Dar problema asta care a făcut-o diavolul înainte cu două zile, o va face și înainte cu două zile luna viitoare. Ca să te despartă de lucrul cel mai important în viața unui creștin este cina Domnului. Să o luăm în chip vrednic. Te menține nu că vice, nu rece, ci așa cum vrea Domnul plouă. Mi-aduc aminte când cântam cântările astea și am plâns, am plâns. Și am zis, vezi, Doamne, mi-a zis, așa în inima mea conștiința, că se poate. Numai oamenii s-au schimbat. Cântările pe care tu le cânți este de fapt o închinare de adresa lui Dumnezeu. Și dacă nu le cânți din inimă, că le cânți muzică, laudă și închinare, că cânți felul acesta de cântări, dacă nu le cânți din inimă, n-au nicio valoare. Pentru că dăm voie să spun ceva. Mă refer mai mult la surori care ele spală vase, se ocupă de lucrul acesta, dar și vreme. Eu am mai spălat cări. Și eu am mai spălat cări și vase. Dă voie să spun, să fie un suc de la original, de la bun. Dar tu să vezi că sora ia paharul de undeva de jos, unde să fie lucruri care nu-ți convinți. Sucul de calitate, dar paharul nu face așa. Cum a... Așa sunt unii dintre noi. Asta e adevărul. Mai bei cu hasnă. Mai bei cu hasnă. Nu spui că bine. Sau o cafea bună. Și tu vezi că ulcica e plină de praf pe ea. Te auzi, da? O bei de rușine, dar nu-ți lasă de ea. Așa ce cântare. Vede Dumnezeu că astăzi ai păcătuit. Astăzi ai urât. Astăzi a fost privirea ta de sus în jos. Știi cum zice ea? Culcat. Numai unul singur are voie să se uite de sus în jos, este Hristos. Noi ne uităm din jos în sus, cu toată dragostea la El. Suntem egali înaintea lui Dumnezeu, dar există oameni mai mari care noi trebuie să-i respectăm, care spun de Domnul cu slujbe. Aleluia. Și noi trebuie să ne rugăm pentru ei. Amin, amin. Dar în dragostea aceasta arătată de Hristos, suntem egali înaintea Lui. Amin. Ca să fiu un vas plăcut, să menții viața aceasta de om creștin, tu trebuie să faci pașii care spunea fratele Ion, fratele nostru, pentru că noi ne închinăm în același Duh cu toții. Amin. Trebuie să ne sfințim. Plătesc cum pentru omul acesta? Pleacă confortul de la tine? Nu mai ai confort în viața ta? Că unii și-au creat confortul mereu la adunare, când la niște cântări de haznă, mai zice fratele păstor două, trei cuvinte. Bă, tu mai mâncăm, am făcut prăjitură. Deci toată viața asta ți-o formezi ca un confort. Să fie trupul bine, Domnul, nu se supă. Atâta timp cât vezi prima dată de omul din lăuntru. Dar ca să te sfințești, trebuie să plece confortul. Tu de dimineață când e ora 8:30, dacă la 9 începe, tu nu atunci te scoli și te pregătești și să treacă o jumătate de oră. Păi nu m-am gătit, păi mă grăbiți, nu pot. De dragul Domnului, la 9 fix, poate 9:30 pică trafic. Tu ești aici, că vine iubitul inimii tale. Vine Iisus. Vă dați cu seama că prea ușor pronunțăm unii dintre noi cuvântul, numele acesta sfânt. Iisus! Aleluia! Iisus! Poți să spui de 1000 de ori numele meu sau altora, că nu se întâmplă nimic. Dar în momentul când pronunți numele de Iisus cu credință, se întâmplă lucruri mari. Aleluia. El este Domnul slavei.
El este Fiul celui preanalt. Aleluia! Și nimeni nu-i ca El. Amin. Când fata mea se fură o cântare și zice, tată, mi-e bine să plâng. Să poți să plângi, că nu e rușine să plângi. Zice, când ajung la refrenul ăla, e cel mai frumos și nimeni. Zice, mi-e bine să plâng, că te văd și pe tine, văd și pe frate. Și mi-e bine să plâng. Tu când ai plâns, de dragul lui, când ai spus, Iisus, că alții îl tefelesc numele ăsta și îl jură și îl bate joc. Dar tu, ca creștin, când a fost ultima ta întâlnire cu El, transformarea se întâmplă în urma întâlnirii cu Iisus. Că deja bate, zice păstorul și frață și toți, că nu te poți schimba. Dacă nu l-ai întâlnit față în față, El când vine nu reproșează nimănui nimic și nu ia pe nimeni așa să zică ce ai făcut. El numai să uită la tine cu cel mai frumos șoc posibil. Și ochii lui te face să zici, sunt păcătos. Și am nevoie. Vedeți? De ce să luptă diavolul cu noi? A rămas creștin de 20 de ani, 30 de ani. Au venit toate armele diavolului, te-a lovit. Dar tu ai rămas în picioare. Știți pilda aceea cu omul acela care avea netăzită cărarea și tot timpul vedea ceilalți doi pași lângă el și tot timpul spunea să-i Domnul Iisus mă soțește, știa? Dar la un moment dat când a devenit drumul mai nevoios, drumul mai rău de parcurs, n-a mai văzut acele doi pași. După ce a trecut un timp și a trecut prin toate gazurile, a venit iarăși drumul drept. Și din nou a văzut acei doi pași. Și a fost Iisus care i s-a arătat. Aleluia! Și atunci plin, omul acela zice, Iisus, să știam că Tu ești, dar uită-te, eu am trecut prin greutăți și n-am mai văzut pașii ăștia alături de mine. Și auziți răspunsul Domnului pentru fratele eu, pentru frații mei, pentru toți frații de aici. Aleluia! Ăia n-au fost doi pași care au rămas și ai văzut, n-au fost a tăi. Au fost pașii mei pentru că eu te-am luat în brață. De atâtea ori te-am luat, Iisus, și te-am purtat deasupra încercării. Tu doar ai simțit și ai văzut. Dar nu te-a lovit și nu te-a afectat. Pentru că nu te-a lăsat de rușine. Și spun în numele Domnului, Simeni Bobeval, Domenii este. Dacă te vei ține de hotărârile drepte, nu te va lăsa Domnul. Și ca să gata, cer scuze dacă a fost prea lung. Ultimul lucru, punctul 3. Știți cum? Fraților, că astăzi să mă pot barberi, a fost nevoie de o oglindă. A fost nevoie de o oglindă, că nu puteam. Noi, bineînțeles, nu trebuie să facem un obicei din ea. Pentru că ambalajul acesta va trece. După 3 zile. Acum mai nu mai vin copiii din străinătate, mai țin eu, pentru că este frigiderul ăla. Dar acum întrebarea mea este ce se întâmplă dacă îi lua frigiderul ăla deasupra. Omul trebuie îngropat, așa e. Omul fără viață, vorbesc. Omul fără suflet, trupul. Trebuie să te grăbești să-l duci la groapă. Să uităm de oglinzele astea și de frumusețarea aceasta. Frumusețea omului trece. Și adevărata frumusețe pe care tu ai este suflet. Arată până nu e prea târziu. Și acum aș vrea să deschideți împreună cu mine, frații mei scumpi, la Corinteni. Atâta de mult ne iubește Iisus. Aleluia! El este iubitul inimii noastre. Și aș vrea împreună cu mine să ne punem această oglindă pentru a ne verifica. Verificarea aceasta o facem personal, ca și la cină. Pentru că nu pot, dacă dumnealui îi contrăbă și au păcătuit, eu nu iau cina că dumnealui îi contrăbă. El o ia cina pentru că s-a pregătit și-a pus viața contrăbă rânduială și s-apropie. Eu mă apropie numai dacă m-am pregătit eu personal. Dar așa vine verificarea aceasta oglinda. Cred că și fratele meu Liviu și-o pune oglinda aceasta. Să ne vedem cu adevărat și Liviu ăsta la tot Domnul să binecuvânteze. Și toți frații, nu vă tristați. E cuvântul lui Dumnezeu. Aleluia!
acum facem verificarea aceasta prin oglinda aceasta. Ca să ni se arete viața noastră. Dacă am primit, că am citit atunci, dragostea cum frățească. Trebuie să o arătăm pentru că ne-a arătat-o El înainte. Și acum auziți. Dragostea este. Și acum pui numele Tău și al meu și al toți în inima Ta și în mintea Ta. Îndelung răbdătoare. Toi este plină de bunătate. Dragostea nu pismuiește. Dragostea nu se laudă. Nu se umflă de mândrie. Nu se poartă necuvincios. Nu caută folosul său. Nu se mânie. Nu se gândește la rău. Acoperă totul. V-am gândit acum un om care a spus, pe cum să acopăr eu totul? El a păcătuit și eu nu, a păcătuit. Trebuie să spunem în față, auziți? Că spui în față unui om, din partea lui Dumnezeu, spui ca să-i găsești o soluție, cum a făcut Dumnezeu cu noi. Nu spui ca să-l distrugi, să nu rămână lângă Domnul. Și atunci începi să te rogi și acoperi pe fratele tău. Vino, frate, Domnul te iartă. Ai făcut lucrul acesta, tu, împreună cu mine și cu fratele păstor, ne vom ruga Domnului. Amin. Că Domnul poți să ierte. Amin. Atunci să spui despre fratele tău, când cauți soluții pentru el. Nu să-l distrugi. Asta e dragostea, acoperă totul. Păi acum am întâlnit și de 30 de ani, de 30 de ani, deci eu scântăresc de 30 de ani, de 30 de ani în când, a început să-mi spună, mai ți-aducea când, am tăcut niciun cuvânt, n-am lăsat pe vrăjmașul să vină cu un duc de judecată, l-am lustrat în numele Domnului Iisus Hristos. Și după aia când am citit în plăce, pe dacă dacă o să te acoperă tot, acum să-l acoperi pe ăla cu păcătuit. Auziți? Să nu cunoști cuvântul lui Dumnezeu după atâția ani. Deci cuvântul dragoste trebuie să te facă să înțelegi totul și să înțelegi totul. Amin. Cuvântul dragoste. Dragostea este Dumnezeu. Amin. De ce atâtea soluții din partea Lui? De ce atâtea soluții? A venit în Vechiul Testament, a dat soluțiile alea. A venit în Noul Testament prin Iisus, iar dă soluții. Ca omul să se îndrepte, să-L aibă pe Domnul. Acoperă totul. Crede totul. Nădăjduiește totul. Și aici ai cuvânt care să-mi ajute Dumnezeu. Dumnezeu să-mi ajute, Dumnezeu să mă ajute. Suferă totul. Tu suferi un cuvânt dacă vine un frate și îți aruncă, zicea, mi-o aruncat pastila. Eu știam că pastila e numai medicamentul care îl e când ți-e rău. Dar au zis, ce cuvânt folosește? Mi-o aruncat pastila. Dar și eu i-am zis. M-am găsit mai profund. Știu că vă face să zâmbiți, dar e viața care noi o trăim de zi cu zi. Ne-a înșelat vrăjmașul de 30 de ani. Caută să înșele. Nu l-a descoperit Dumnezeu odată pentru totdeauna. Să plece în rușinare. Amin. Deci eu dacă nu-i ziceam și muriam. Oare muriai dacă nu-i ziceai? Nu mori. Moare altcineva. Auziți? Moare firea. Și te doare că moare dracu. Să nu te doare niciodată. Mi-a ziceam că a făcut un lucru și acum chiar o să zâmbiți, zice, săracul dracu. Bă, când vrei să faci ceva pentru Hristos, nu mai pui motive că te doare capul, măseaua. Lași totul și faci, nu? Amin. De dragul Domnului. Amin. Și ca să încheiem, să nu fim prea lungi, Dumnezeu să vă binecuvânteze. Mi-am adus aminte că a mai fost o jertfă care s-a cerut din partea lui Dumnezeu, lui Avram. Oh, da. Urcându-se pe muntele acela, întrebarea lui Isaac, tată, avem foc, avem lemne. Am de jertfă. Și atunci s-a spus un cuvânt profetic. Domnul va purta de grijă. Trăiască numele Domnului. Mă duc mai departe și când a văzut Dumnezeu că Avram e gata să fac. A fost un cuvânt care a spus, ajunge, Avraame, ajunge, că am văzut dragostea ta față de mine. Nu-i face rău copilul lui? Și gândindu-mă la jertfa aceasta, care a fost pe cruce, pentru Fiul lui Dumnezeu, nu-i stăca nimeni, ajunge.
făcândeam cum și-o dus crucea, tâlharia aceea și Domnul Iisus cum l-a dus-o. Dar uităm că o zi înainte a fost bătut și a fost mulsă carnea și toată blaga. A mestit Domnul slavei, așa cum a fost scris în Isaia. În momentul când vezi un om desfigurat, parcă ți-e groază să te uiți. Și dacă cade, și dacă se lovește și vezi transfigurat, cu ruptă buza sau ceva, parcă ți-e greu. Dar la Domnul Iisus continuă să-L vezi pe om cu credință. Să-și ceară un pahar. Deci au bătrânii noștri, dragul tate, când te duci și ceri cineva apă, să nu faci, să nu-i dai. Că cel mai mare păcat e să nu-i dai la un om să bea apă. Bătrânii noștri așa ne-au învățat pe noi. Și-au zis, Iisus, mi-e sete. Aleluia! Și s-o duc și eu, dar tot sete. Din bajocul a făcut cu el. Pentru mine și pentru tine. Când a început să fie ridicat sus pe acea cruce și contra greutatea trupului lui în prioanele acelea, de ce n-a strigat nimeni ajunge? De ce n-a strigat ca pentru Isaac? De ce? Pentru mine și mie mi-arde de luxul și de lucruri de alea astea. Nu ne pocăim odată pentru totdeauna. Auziți, vă spun un cuvânt. E un pinterist aici și chiar dacă nu mă voiați schema, eu vă iubesc și vă respect din toată inima și facă bunul Dumnezeu să ne vedem în Împărăția Cerurilor. Dacă nu ne vom pocăi din halul acesta, dar totuși numele Tău e scris în cartea vieții. Dumnezeu nostru are un dreptar și ne va pocăi El și ne va sfinți El. Și va fi foarte greu. Aș vrea să stăm ridicați în picioare și auziți cuvântul Domnului pentru noi toți. Aș vrea să rostim de trei ori din toată inima, cum a fost nevoie de mărturisirea noastră cu gura în apa botezului, înaintea martorilor văzuți și nevăzuți, cum a fost nevoie de mărturia ta în momentul când te-ai predat și ai ridicat mâna ca om al lui Dumnezeu, botezat cu Duhul Sfânt, având parte de cuvântul lui Dumnezeu. Aș vrea să rostim cu toții de trei ori. Iisus Hristos este Domnul. Voi începe eu și vom merge împreună de trei ori. Iisus Hristos este Domnul. Aleluia! Vreau din toată inima cu credință. Iisus Hristos este Domnul. Și acum din toată inima, văzând prin ochii credinței, Iisus Hristos este Domnul. Amin. Slăviți să fie Domnul. Știu și am văzut și cred din toată inima că Dumnezeu a cercetat inimile noastre. Aleluia. Dumnezeu a cercetat inima mea și a cercetat inima voastră. Aleluia. Potrivit cu cuvântul care a fost spus, haideți să ne rugăm. Haideți să chemăm numele Domnului peste noi. Haideți să stăm înaintea Domnului să ne recunoaștem starea. Cuvântul Domnului ne-a îndemnat prin fratele Toni la pocăință, la sfințire, aleluia, la curățire. Ne-a îndemnat la acea credință autentică, la dragostea lui Dumnezeu care lucrează în noi și care trebuie să se vadă în noi. Haideți să ne rugăm Domnului.